meciul de la Craiova. Panțeru plânge pentru Ovidiu Popescu, acesta se răsucește pe lângă Pulici, acum Florinel Coman, șutul e Coman și parada lui Piscitelli. Primul moment electrizant al acestui derby apare la poarta lui Dinamo, șutul lui Florinel Coman, parat excelent de portarul italian Riccardo Piscitelli, un specialist al loviturilor de la 11 metri, are două penaltiuri apărate în acest sezon. Mingea s-a întors la fundașii centrale ai roșalbaștilor. Crista se uită în stânga unde este Panțăru. Panțăru poate cel mai bine integrat din cei nou veniți la FCSB. Acuzat acum că a lovit în acest duel. Revedem prima mare ocazie acestei partide. Mingea adusă până în marginea careului de Ovidiu Popescu și șutul spre colțul lung expediat de Florinel Coman. Deja este o fază magă înregistrată. Coman, intrare spre zona centrală și șut cu piciorul